nu era tipicul motor de 600, ci era de 636. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor! În acest videoclip o să vă povestesc ce motocicletă am, pentru că primesc întrebarea asta foarte, foarte des. Tocmai am terminat motovlogul de sâmbătă trecută, adică tocmai am venit de la plimbarea unde am filmat, la asta mă refer, cu domnul Marius și cu bătrânica pe care am mers. Puteți să vă uitați la clipul anterior. Te salut, te-am pupat. Și cum spuneam, primesc foarte des întrebarea: Flash, ce motocicletă ai? Așa că o să invit pe toată lumea care mă întreabă acest lucru să urmărească acest video, pentru că aici o să vă dau toate detaliile despre, am pornit-o în viteză. Ok, bun. Ei bine, motocicleta pe care o am de, cred că, 4 ani de zile, este un Kawasaki ZX6R din 2003 sau ZX636B, adică al doilea model de Ninja, care s-a fabricat, te-am pupat, între anii 2003 și 2004, iar mai apoi a venit ZX636C în 2005 și 2006. Și acela se confundă foarte des cu acesta, pentru că seamănă, dar ca și diferențe, o să vedeți că acela are botul mai frumușel, ăsta e un pic mai încruntat și mai pătrățos, ca să zic așa. Iar cel mai nou, din 2005-2006, are codița un pic mai urățică din punctul meu de vedere și toba este sub șa pe mijloc, by default. A mea are evacuare sport în același loc în care vine și cea de fabrică, aici, un MIV carbon, așa am cumpărat motocicleta. Nu am făcut mari modificări la ea, ca și extra, pe lângă evacuarea sport avem acest amortizor de voblaj și pentru că s-a făcut verde, hai să mergem și noi să trecem pe la semafor pe aici și să intrăm pe calea Victoriei. Și dă și flăcări. Dă și flăcări pentru că are această tobă. Cum spuneam, în afară de tobă și amortizorul antivoblaj pe care le are ca și îmbunătățiri, motocicleta nu mai are altceva. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. O să urmeze niște conducte de frână sport, asta îmi doresc să fac la ea. Iar ca și model, ca și, cum să zic, nume de cod, nu cred că se numește așa, dar ea mai este trecută prin anumite acte, ca și ZZR, ceva 636, poate o să pun pe ecran, dacă mi-amintesc exact această denumire, iar dacă n-am pus-o, să știți că ea puteți să o găsiți foarte, foarte ușor, sau pe ea, pardon, pe internet, căutând ZX-6R 2003. Acest model, această formă de motocicletă a venit și ca ZX-6RR, dar acela are un motor de 599 de centimetri cubi, acesta având 636 de centimetri cubi, iar pentru asta totodată modelul Ninja este, cred că, destul de cunoscut, pentru că nu era tipicul motor de 600, ci era de 636. Multă lume o să-i zică 636, pentru că, na, și numele îi zice ZX636P, cum spuneam, am spus, sigur am spus, iar, ca și extra, ca să vă zic despre ea, cu cât am luat-o, nu mai contează pentru că prețul nu se mai aplică în ziua de azi, dar am luat-o la un preț foarte mic, cu 1000 de euro, mai puțin decât trebuia să coste. Am luat-o pentru că era extrem de bine întreținută, era foarte frumoasă și prețul a fost atât de mic pentru că am luat-o de la cineva, de la Constanța, de la un marinar, urma să plece 6 luni, voia să vândă
motocicleta repede, îi venea noua motocicletă, trebuia să achite o diferență de bani sau ceva de genul ăsta. În orice caz, omul voia să o dea și s-a nimerit să o găsesc eu și să o iau. Mi-a plăcut enorm, încă îmi place enorm. Foarte mult îmi plac motocicletele de 1000, de la Yamaha, R1 adică. Și mă tot bătea gândul să o dau, să pun diferența, să-mi iau un R1. Mai ales aceasta având și acte pentru a doi, pot să-mi iau mai mult pe ea decât prețul uneia nelimitate. Și diferența n-ar fi atât de mare, dar cu toate că am primit oferte chiar de la abonați, poze cu teancuri de bani și așa mai departe și mulți bani față de cât am dat eu pe această motocicletă, nu am dat-o pentru că ceva mă leagă foarte, foarte tare de ea. Îmi place foarte mult motocicleta. Este extrem de jucăușă, este o motocicletă destul de scurtă, furca este upside down. Singurul lucru care, să zicem, că mi-ar lipsi ar fi ABS-ul ca și safety feature, în afară de antivoblajul care este pus aftermarket sau, mă rog, după adaptat, habar nu am. Iar dintre modelele de Ninja, aceasta îmi place foarte mult cum arată, de aceea i-am făcut și farul. Îmi place ca motocicleta să aibă două faruri, îmi place să fie încruntată, să pară nervoasă. I-am pus lupele și angelizurile, demonizurile și toate cele. Arată și mai bine acum. Îmi place mult cum se conduce, n-am decât cuvinte de laudă pentru ea și nu pentru că e motocicleta mea sau nu pentru că pe asta am căutat-o. Atât mi-a permis atunci bugetul să îmi iau. Am fost efectiv surprins, foarte plăcut, mega plăcut de ea după ce am achiziționat-o. Adică, practic, bă, eu am luat-o că ăștia erau banii și că era întreținută, cum ar veni sau cum s-ar spune, să-mi fac treaba cu ea, între ghilimele. Dar mai apoi, când m-am împrietenit cu ea, sau mai bine zis, când am început să o descoper, am realizat că oarecum mi-am luat o bijuterie, ca să zic așa, din punct de vedere al puterii, manevrabilității, al aspectului și toate cele. Îmi plac foarte mult sportivele, e o sportivă confortabilă din punctul meu de vedere. Mergi foarte ușor printre mașini cu ea, te bagi printre mașini la semafor foarte ușor cu ea și așa mai departe. Cam asta e motocicleta mea, repet, ZX6R 2003, care s-a fabricat și în 2004. Iar legat de istorie sau istoria seriei de Kawasaki Ninja, pentru că este un Kawasaki Ninja, da? Aceasta este prima motocicletă de 600 sau de 636 din serie cu injecție, pentru că ZX636A, cea care s-a fabricat până în 2002 și probabil început de 2003, este pe carburație. Cam atât, guys. Subscribe.